Căsuța noastră. Ștergi stăt? Știți-o. Și pula mea faci să-mi liste. Și vrei? O aburiți că mi-a trebuit. Ascultați-mă. Cu noroc ce sănătate. Asta nu-i scris. Asta nu-i scris. Bля, maiare, insta sprinte. La prostata lui Gheorghiță Leana mea. Stați aici, că astea s-a mușt Pavarotti din mine, că el încă nu a intrat. Da, nu știi dacă... Ai toate șanse. Avem, până noi murim. Wow, și aplauze furtunoase, îți dai seama. Din start eu vreau să zic o chestie. Yeah. Aici când ce nu trebuie șters, depus în oglindă. De ce zic asta? Pentru că iată, eu mă uit la Gabi, câți ani ai tu, băiețel? 15-17 de acasă. Bune, câți ani? 22! 22, dar eu am 36. Și că eu tot timpul când mă uit la tine, hot iubiei mine, eu mă văd pe mine. Scuze, eu înțeleg, hai. Eu înțeleg că tu bei apă. Sperma ta să mă înțelegi, la mulți ani. Băieți, sănătate la toată lumea. Mulțumim de așa primire, chiar ne era foame. Mulțumesc frumos. Oamenii ăștia care ne-au chemat pe noi aici, la aici, când și nu sunt, afară de faptul că pe mine personal să mă facă de tot căcat, că eu nu pot să cânt, tu încă ai să o, ai ciripești ca o privietare. Eu să mă fac ca... Încă ne-au chemat încă și cu podări. Iată acești pantofi. Eu mă gândeam să mă duc să-i dau la reparație, eu întrând și am filmat, nu, șampinioane aici nu sunt. Acești pantofi am filmat videoclipul iar în ziua mea. Uh-huh. Dar ziua ta în fiecare zi. În fiecare zi și tocmai de aia, puneți-i undeva, dacă vreți să adorniți, nu trebuie să vă luați dimidrul, da? O dată! Și pe două ori, amin! Și pe două ori, adboi, eu am zis, prindeți-i băieți! Și am atâți cameramani sunt morți. O aburit camera. Eu tot am venit cu ceva la temă. Așa, uite, la zacuscă, la bere, potriviți niște fufuliți, așa, nu trebuie reclam și așa mai departe. În cazul în care prietenul ăsta ai crăpat... Dacă mergi piva cu fufuliți ăștia, eu chiar îți sfat mare. Da, tu ești atât mare. Da, masca e ok. Erau și ei mai ieftini la market. Iunie. Eu sunt la sud. Se vede, hai. Așa. Și în cazul în care prea multă bere s-o dughit niște pastile de durere de cap, și în cazul în care nu vă ajută pastilele, dați la răț căldărușa. Iar tu aici, Ioan, poftim. Puteai să vii numai cu căldărușa și era suficient. Deci, dacă toți suntem din prin raion, eu să încep cu raionul meu Telenești. Uh-huh. Un raion foarte frumos. Rimează frumos. Bărbatul meu face bani la București, dar figurează că e închis în Telenești. Am luat-o ghinișor? Da, e bine. Mai bine o leagă bere. Hai, să ajute? Te ajut. Nu cred. Prostul e prost, chiar dacă bie sau nu bie. Tu gata? Așa de iei la tine, așa e scurt, trepejor. Dar am o vârstă totuși, când ești tânăr... Doamne ferește, eu prima dată văd versurile oameni buni, nu mă justific în fața la nimeni, dar... Deja ai făcut tot. Doamne iartă-mă, da, zi dezlegare. La și? La tăt. La șepe cântile. Doamne, cânt cu ăsta din folclor. La prostata lui Gheorghiță Leana mea. La prostata lui Gheorghiță Leana. Și te râzi, măi! Dar păi de râzi, vezi, plângă! A fost a treia, nu eu pe-a doua. Asta e-ți asta? Nu tai, băi, nic, tu uite-n coam, pula mea, uite la mine, inus! Hai! La prostata lui Gheorghiță, Leana mea, la prostata lui Gheorghiță s-a făcut asta ședință. La 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 da da la da 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 la da 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 da. Profesori și rezidenți, mai erau și doi studenți. La 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 operație i-au luat. Următorul cântic care este dedicat nașilor, deja îmi stă în gât. Naș, hai faceți loc vie, nașa, dar nu e ăsta. Hai, cânt ca repede, hai. Mamuș. Da pe nașu, nașu, nu stavlește călărașu. Da pe nașu, nașu, samagonul tot nu-l e. Da pe nașu, nașu, nu-l ca ce ești aldămașu. Pină nașu meu îl ajută, numai dacă-mi fum, el e.
Marele Gic Petrescu. Căsuța noastră, laptele e înăcrit, soacra mea s-a otrăvit. Căsuța noastră, smântână trebuie de cumpărat și de socru de scăpat. Amin! E bun? Nu, asta e bun. Asta e bun. E, exact, e decentă. Pentru soacră. L-ai cântat ca și mine cântecă precedent, dar așa, nu... Adică, am înțeles. Mă, dar nimeni se iartă. O, oh, dar și următorul la mine, Doamne, la mine bun. Tu. Pentru toți trachiști, în mod special și din America, care în afară de faptul că conduc tankurile astea mari, mai stau și pe TikTok și donează. Donați, băieți, că aveți de unde. Am văzut că sunt milionar pe acolo. Când ești mai pe TikTok și când vezi un trachist, parcă a pogorât Mesia. Ce la muș, huiaș! Un leu, un live TikTok. Așa că, iaur, pentru voi acest cântec, el e pțintel, dar voi oricum o să-l înțelegeți. La temă. Ziua-i tare grea, când lucrezi pe fură, dacă mă oprești, te trimit în pulă. Eu sunt pentru azi aici. Ești în curând apoi. Eu nici nu te-am atins, atunci ai numai cât am luat cuțătul și te-am înșit. Dar eu de tine nu m-am atins deloc. Nezabudka. Nu mai ai smas tuchi, mai n-am smas tot față de-am o luni de zi înainte. Eu nu m-am întâlnit cu maestru Suruceanu niciodată, dar după când cu ăsta preștiu m-am mai întâlnit niciodată. La paputcă, la paputcă, am luat o prostitutcă. Și-n mașutcă, și-n mașutcă, de-amu-i mai vesel de mărți. Domnul Suruceanu, dacă dumneavoastră întâmplător, dacă v-ați închidicat cumva de această emisiune, el a fost o sfadă aici cu băieții de la Zebra, că el nu vrea să cânte, că nu vrea probleme cu singură. Și eu zic, ce să fac, blea, să pizdească? Omul doar să înțeleagă, așa că dacă ceva dați în mine, că eu deprins. Da, ești învățat. Hai. Așa, pentru doamnele care îți deoseamănă cu Dora și vor deja să... Îți deoseamănă. Da, așa. Eu vreau fertilizată, prima și ultima dată. Eu vreau fertilizată, de tainicul meu moldovean. Trandafirul, hai! Candidoza crește la firida mea și și-a pleacă mititenul jos. Lungă-i calea până la policlinică. Numărul 12 de la mine, de pe sector Grofițu Basâre. Domnul doctor, tare vreau la vruta mea. Fără griji, tu n-ai candida, ai trihomol. Bine, bine! Rămâi o ieși julea dintr-însul. Haide! Următoarea melodie este pentru... Veniți acasă! Era despre altcineva, dar hai despre dânsul. Nu, nu. Îl văd cu cruce, argintie, am ajuns cu greu la liturghie. Plângi. Îi zic secrete și păcate ție, sărut mâna părinte Ilie. Lăcrămioara, tu ești o lăcrămioară. Cui tot una că tot e scump în țară? Cui tot una că gazul s-a scumpit? Cui tot una că s-a scumpit benzina? Acela de mult din țară s-a sibit. Și ghinio făcut. Dar nu, că în alt parte, dar ascultă, că în alt parte nu-i mai ieftin. Nu-i mai ieftin. Hai, te întorci înapoi, mami, dacă te-ai dus. Nu-ți speria, ediția încă continuă, dar precum noi am promis în ediția precedentă că toate cântecele voastre lăsate în comentarii cumva vor fi alese și interpretate de noi, s-a adeverit. Da, deci noi am citit comentariile, mulțumesc ca să-i spedea cu melodiile voastre, am făcut un filtru și am ales 5 melodii. Tocmai 5. Da, dacă vreți cumva vă simțiți și voi mai abili în ale versuri și vreți cumva să auziți piesele voastre în edițiile următoare, nu ezitați, lăsați în comentarii acolo sub această ediție, adică ne scrieți. Bine, primul care ne-a scris, adică primul, nu că primul după sau listă, prima. Prima care am ales-o noi, cărămidă. Cărămidă simbolic sună, cărămidă, adică primul cu beton, da. Și dar piesa actuală. Ce-am făcut cu lumina? N-am știut să o prețuiesc. Doamne, ce m-am săturat, kilovatul să-l plătesc.
Foarte bună, actuală. Actuală, aș spune eu. Mai am una tot de la Cărămidă. Mersi mult ție, Cărămidă, că ne scrii. Una încă mai actuală, despre o ciocolată la care brusc vânzările au crescut la noi în țară și nu numai. Nu plânge, Alisa, de ce ai făcut? Dar cum să spui la toată lumea că 77 nu e așa de mult? Trebuie să fii open-minded și prietenul să te înțeleagă. Depinde să o înțelegi. O înțelegi, toată lumea o înțelegi. Da, înțeleg și să înțeleg foarte bine. Okay. Sunt oameni dragi. Apropo, o piesă despre oameni dragi. La omul care mi-i drag, n-o să-i murdăresc în prag, iar la șel și ni-i urât, da, jăgardul i-am borât. Asta e fain, asta e fain. Mersi mult. Ion Moraru, îți mulțumim mult. Da. Tot o melodie de la același autor. Un minut, un minut, sexul meu nu durează mai mult. Un minut, un minut, zi mersi că am putut. Păi despre tine asta, n-am știut. Parcă mă sunt vizat așa, nu știu cum, da? Ion Moraru, noi nu ne cunoaștem cum. Mulțumim frumos, domnule Ion Moraru. Și ultima piesă. Piesă personalizată, de fapt. Mă cheamă Ivan Ceban, dai, da, 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 dai, 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 îl urăsc pe Bolocan, dai, da, 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 dai, 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 în loc să-mi blu la ședinț, da, da, dai, da, 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 tari vreau să-i dizbat din, da, da, dai, dai, da, 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 da. E ca așa. Fain. De la cine? Mulțumim frumos, Andrei Bolocan. Ați văzut? Însă și domnul Bolocan. Dacă din Canada au ajuns comentarii, înseamnă că de la voi cu siguranță trebuie să ajungă. Încă o dată repetăm, dacă vreți să fie auzită piesa voastră scrisă de voi, înseamnă că lăsați un comentariu, scrieți un comentariu, nu ezitați. Da, dragi prieteni, dacă vă place ediția de astăzi, nu uitați de butonul like, subscribe la canalul nostru ca să fiți în incursiune cu apariția noilor video și vizionare plăcută în continuare. Deștepți, discută ultimul scandal, ațiți-i pohui, nesculă asta! Deci următoarea melodie chiar este, dar voi special, cum s-a întâmplat de când cu ista ta m-am iuchicat nici, nici îmi place. Dar știu, ei sunt arheologi, măi. Arheologi. E sapă. Cormoliți. E sapă, se bagă. Așa, casa părintească, eu ai să o anunț, că eu oricum, nu, nu, îmi place când cu ista și eu chiar câteodată când mă îmbăt o leacă, îl ascult și o leacă plâng. Clinspii care am fost la tine la Crăciun și de 4 ori mă închinui scând casa părintească să se vinde. Asta a fost un caz, a venit la mine la hram, dar era mai mulți nebuni. El cânta. Era scantușnici. Părintească, nu plângem, se vinde. Trăiem. Mama mi-a plânge, mătuși mi-a leșnat, spânzuram și făcea. Avem un coleg, Denis Casis, care nu era pohui, el mânca rășituri. Și să uit, bă, mai are ăsta scânte. El mănâncă, mă... Dar eu m-am dedicat la maxim. Și plângem, și pe aici, și pe aici, și pe stăt, și pe aici. Și așa, cum crăpa rășituri? Am prins-o și eu de rășituri de atunci. De el nu mănâncă rășituri! Eu când le văd, eu la maxim le văd, le blăstăm. Ascultați-mă, artiști, pe mine și voi, frați Advahov, Ștefăneț, Gabriel, nebunul Igor Rusu, dar în special pentru DJ-ii tăți. Casa părintească tăți o cântă, dividendii de la asta n-am. Tătă-i clar cu nunț și cu mătrii, da, chemați-mă măcar la hram. Ia uite, noi suntem acum la nouălea cer, ia ascultați. Suma să-i-te. Vino, vino cu mine, bani noi să câștigăm, în palat că noi să protestăm. Vino, vino cu mine, în Chișinău să ne unim, cu Marina să băcuim. S-o delim, mai gini, măi! Marina, să ghiți bunțâie! Pașol nahui, Marina! Ce-am zis eu? Eu nu știu la care mă... Însă-l cânt ca pe celelalte, adică nu vă așteptați aici, ca să iasă muși Pavarotti din mine, că el încă nu a intrat. Ei, dar nu știi dacă... Ai toate șanse. Să avem, până noi murim. La Lenuța sub cerdac, frumos crește un trip... Ia stai, ia dă-i eu să-i învăț.
La linuța sub cer, da, da, da. Frumos iesul Lilia. Nu, nu mai. Amintește cum? Lilia. Da! Doamne ferici. Stai, băi. Dă-i melo... La. Nu, dă-i, zi. La ce linuța... să-ți dau? Primul rând. La lenuța sub cerdac. Stop. La lenuța sub cerdac frumos crește un tripac, măi, măi. Iar cu șinșia s-a culcat, ăsta-i sex neprotejat, măi. Și de acolo mai departe, cu noroc și sănătate. Asta nu-i scris, asta nu-i scris, Pavel. Plus 50 de euro, plus 50 de euro. Cântec ghicitoare. Atențiune. Ursule, ce tânăr ești, nu-i prima dată când vii la mine. Când ai de gând să te oprești, că nu-i nicio nuntă fără tine. Stai când vine iarna și intră hibernare, da. Stai fără grijă. Slavă. Ca noi toți. Păi așa urs faci iarna. Urs, uite-ți iarna, lingi-la. Не limba română, limba moldovă. Și te-a plăcut cea mai tare de aici? De aici? Da, pe bun. Prăzi, nu. El are probleme, prăzi. Ne-a zabut, ca ne-a plăcut. Păi mi-a plăcut când am o zi grea. Eu sunt bucuros pentru că pentru mine este o primă provocare. Pe mine totalmente m-a scos din zona de confort, mai ales că... Da, tu ești cu mănăstirile, cu icoane. Da, dai-mi pașii mei! Tu doar ferești, dă-și un pis de măs, nu serios. Stai liniștit! Hai, gata, au trecut epoca de teatru, când artiștii erau în costume naționale și vai, floare, picături. Stai precis la următoarele emisiuni, la următoarele mănăstiri, portul meu să închizi cu ancă. Ia ca mai, Ana! Hai, cine e bunul?